câtă minciună, adică încă o dată spun, doi oameni care sărit, sunt, mă, dar patronează sărăcia cea mai adâncă din societatea românească. Hai să o luăm pe rând. Dragnea, el este titularul, da? Este parohul celei mai sărace regiuni din Europa, Teleorman. După care vine celălalt, Oprișan din Vrancea, care este iarăși responsabil pentru toate întârzierile imaginabile în ceea ce înseamnă materia de infrastructură, atragerea capitalului străin, construcția de platforme industriale, tot ce înseamnă cu adevărat regionalizare în Europa, nu se întâmplă în parohia celor doi domni. Cu toate astea, ei vorbesc acum despre imperativul regionalizării, de parcă ar fi niște tipi parașutați eventual din Tirol, cu o expertiză europeană, cu un savoir-faire, cu o empatie pentru micul antreprenor.